Numai în perioada 16-24 mai au fost identificați 9 delfini eșuați pe litoralul românesc. Potrivit reprezentanților ONG Mare Nostrum, cauza principală a eșuării delfinilor este prinderea accidentală a acestora atât în plasele legale ale pescarilor, cât și în cele ilegale ale braconierilor. Majoritatea delfinilor identificați prezentau pe corp semne de plasă sau chiar plasă rămasă atașată în jurul corpului. Proiectul de monitorizare a delfinilor din Marea Neagră, inițiat de Mare Nostrum ONG, are drept scop realizarea unei statistici referitoare la numărul de delfini și a cauzelor posibile care au provocat eșuarea acestora pe țărm, studiu pe care îl va face public în perioada imediat următoare. Totodată se intenționează montarea dispozitivelor acustice de îndepărtare a delfinilor de plasele pescarilor și a altor tipuri de plase, nu numai pe plasele de tip set ca până acum. Cea mai mare problemă rămâne însă braconierii care întind sute de plase în mod abuziv, ilegal, mai ales în perioadele de prohibiție. Numai în anul 2011, peste 125 de delfini au fost găsiți eșuați de-a lungul coastei românești a Mării Negre, între Sulina și Vama Veche, dintre care 18 pui recent născuți, fiind cel mai mare număr de până acum. În 2010 au fost descoperite 72 de exemplare, dintre care 54 au murit din cauza pierderii în plasele de pescuit urmate de înec. În 2009 s-au înregistrat 106 exemplare eșuate, iar în 2008 45 de exemplare. Delfinii sunt mamifere marine înrudite cu balenele și marsuinii. Există în jur de 40 de specii de delfini și 17 genuri diferite. Se găsesc în întreaga lume, în special în apele puțin adânci din zonele de coastă. Deși sunt animale acvatice, acestea au nevoie de oxigen pentru a respira, oxigen pe care îl iau din aer ieșind la suprafața apei. Din această cauză, rata mortalității prin sufocare este mai mare, mai ales că de cele mai multe ori delfinii rămân prinși în plasele de pescuit.